soarta catalanii e scrisă în stele, clar. Da. Oare știe Andreea noastră? Cu siguranță a văzut toată populația Barcelonei. I-am luat pe fiecare în parte, dar o să le zic acum fiecărora ce să mai... Dar trebuie să fii atenți la noi neapărat. Dacă nu, să ne urmărească online, că am văzut că de cele mai multe ori rubrica ta este pe pagina observator.tv și are și foarte multe vizualizări. Da, da, să știi că lumea chiar e foarte interesată de horoscop. Zici bine ce zici tu acolo. Așa că hai, te rog. Mă ascultați, da? Berbecii vor avea o zi benefică din punct de vedere financiar. Astăzi vor da frâul liber romantismului și își vor răsfăța partenerul de cuplu așa cum știu ei mai bine. Nativii din zodia Taur vor face multă mișcare astăzi. Dacă vremea le permite, vor alege să-și petreacă ziua în parc, alături de familie sau de prieteni. Gemenii pregătesc proiecte importante, așa că, deși e weekend, pe ei găsim tot la birou. Însă vor avea timp și de vacanță după ce obțin ceea ce și-au propus. Pentru raci, weekendul vine cu vești bune pe plan sentimental. Astăzi li se confirmă puterea de seducție pe care o au. Este una dintre cele mai frumoase perioade pentru nativii din zodia Leu. Astrele le promit o viață profesională profitabilă și stabilă. Fecioarele sunt calme și calculate, iar asta le va aduce multe beneficii. Astfel vor rezolva mult mai ușor o problemă ce le dă bătăi de cap de ceva timp. Balanțele fac față mult mai ușor responsabilităților alături de partenerul de viață. Spre seară ar fi indicat să lase grijile deoparte și să iasă în oraș. Nativii din zodia Scorpion vor relua activități pe care nu au apucat să le termine. Momentul este cel mai potrivit, iar în curând vor culege roadele muncii depuse. Săgetătorii sunt harnici și plini de energie astăzi. Este posibil să facă mai multe schimbări în casă. Surprizele se vor ține lanț astăzi pentru Capricorn. Cei care visează la o nouă iubire, este posibil să întâlnească o persoană cu care să fie pe aceeași lungime de undă. Astrele le recomandă vărsătorilor să petreacă weekendul în compania persoanei iubite. Viața în doi este un bun echilibru între minte și suflet. Iar peștii vor primi astăzi propuneri care îi vor ambiționa în dorința de a-și atinge țeluri profesionale. Au șanse mari de reușită într-un nou domeniu. Acestea au fost previziunile astrale. Ne revedem și ora următoare. Octavia, Daniel. Bune stelele astea!